Dragi mei prieteni, bună seara! Bine v-am găsit în această minunată seară, unde o să intrăm cu forță în aceste două puteri care sau super puteri pe care le putem crește și dezvolta până acolo unde fiecare dintre noi și le poate însuși dacă urmează să practice aceste lucruri pe care le facem în această seară timp de aproximativ 40 de minute. Nu v-am văzut de mult, nu v-am auzit de mult, și m-aș bucura foarte mult să avem uh, un dialog și să scriem uh, chiar aici, în chat, uh, unde putem să intrăm mai adânc în subiect și să vedem de ce aceste uh, super puteri, intuiția și percepția, vin și ne pot ajuta în viață. Ce sunt ele, când să le folosim, cum le definim și de către cine. Și pentru cine? Ei bine, în această seară o să le punem în beneficiul fiecăruia. Așa că dacă vrei să deschizi acest drum al lucrului tău interior pentru o percepție și o intuiție mai înaltă, aici, în această seară, este locul. Intuiția, ați observat fiecare că este limbajul unei alte dimensiuni, mult mai înalte, care se strecoară așa cu niște șoapte, în viața ta și percepția este puterea ta de a cuprinde gândurile, trăirile, manifestările și acțiunile altora din jur. Exact cum acest creier care poate să emită, poate să primească și poate să contribuie mediului, el primește, dar și emite aceste lucruri constant. Ei bine, ce se întâmplă cu o ființă umană care uh, vrea să ia decizii bune în viață? De cele mai multe ori, uh, ele se bazează pe un sistem intuitiv sau la foarte mulți, din nefericire, complet instinctiv. O să vedem care e diferența între intuiție și uh, instinct. O să vedem care e diferența între percepție și impulsivitatea de a face ceva. Așa, Claudia. Paula, Simona, Sorin, Valentin, bună seara! Este, cumva reiau acest flux de evenimente pe care o să-l facem în fiecare luni, pentru aproximativ 4 luni de zile, unde o să deschidem porțile către lucruri superioare ființelor umane. Așadar, fiecare dintre oamenii care doresc să primească aceste semnale din uh, dimensiuni, să spun, superioare uh, în viața fiecăruia, ei bine, am putea să ne gândim cum să scoatem acele programe sociale care ne țin pe loc ca faptul că nu putem să ieșim în față, să riscăm, nu ne asumăm uh, să spunem cuiva ceva dacă simțim, și așa mai departe. Programe care rulează, care sunt învățate pe cale religioasă, pe cale socială, pe cale familială și așa mai departe, toate acestea sunt programe care încapsulează sau încastrează sau pun omul într-o curte interioară de atitudini și aceste lucruri nu lasă comunicarea să cu o lume mai înaltă a noastră să se dezvolte. Ei bine, dacă vrem să scoatem acele programe sociale și să facem loc sau și obișnuințele, dacă vrem să le scoatem, ei bine, e nevoie de o altă situație a rațiunii noastre, adică să dăm noi impulsuri și să scăpăm de tot ceea ce înseamnă vechitură în corpul nostru. Așadar, dacă vrei să rămâi într-un într program vechi de lucru, atunci e posibil încă să lucreze doar partea impulsivă și instinctivă. Dacă vrei să mergi către un lucru, către o performanță superioară, atunci comunicarea cu lumea ta uh, superioară, cu lumea care te înconjoară și îți vorbește, se poate practica și se poate dezvolta care este uh, disponibilă pentru oricine își dorește. Este în toate tradițiile, este în toate basmele, este în toate poveștile vechi, în toate alegoriile, în toate cărțile sacre, profeții, duhovnicii și uh, oamenii care au făcut, să spune, istorie spirituală, dar și științifică pe această planetă, au reușit să dezvolte uh, Starea care produce intuiția și percepția. Deci despre astea, aceste două puteri, intuiția și percepția, o să vedem ce are de făcut o ființă umană care vrea să dezvolte și cum și le poate însuși. Ele sunt niște daruri uh, neprețuite care așa, ceasă, prin această călătorie de viață, ni le putem însuși și ele ne dau cumva o perspectivă complet unică asupra la tot ceea ce înseamnă navigarea prin acest labirint, prin această complexitate a lumii. Și aceste lucruri ne ajută să găsim o cale corectă și să facem față Situațiilor conflictuale, tensionate, incerte, și să ne, să ne lăsăm ca această lume superioară să ne dezvăluie lumea subtilă și să ne descifreze adevărul nostru ascuns. Ei bine, pentru că timpul este scurt în această seară și informațiile o să fie pe măsura timpului, dar o să avem niște evenimente pe care o să vă spun foarte curând despre ele, cum o să le facem și cu cine o să le facem. Așadar, intuiția și percepția, ele cumva sunt farul care ghidează ca o decizie potrivită să vină spre noi sau să noi să ne îndreptăm spre ea. Sunt ca o lanternă, sunt ca o lumină care omul care o aprinde mai viteaz, mai curajos, mai, curajos, mai încrezător o poate și o poate însuși. Ei bine, foarte multă lume, acum vreau să definesc care e partea intuitivă și care e partea instinctivă, pentru că de cele mai multe ori în mediile terapeutice se confundă una cu cealaltă. Partea instinctivă este strict ceea ce nu vine din partea noastră superioară fizică a corpului. Da? Partea instinctivă este ca să o arăt de unde funcționează ea. Este în zona de jos, în zona sub plexul solar, sub uric, în zona șirei spinării, și acolo ea fuzionează cu ocul, osul sacru, și de acolo se face impulsivitatea și instinctualitatea prin sistemul nervos, care automat transmite impulsuri. Ființei umane, omul le decodifică și acționează fără să gândească, fără să simtă, fără să se observe dacă aceste două instrumente, mio corazon și creierul meu sacru, funcționează într-una. Dacă astea două sunt în repaus și doar instinctul meu vrea ceva atunci ăla este un om instinctual care nu are, nu a avut și nu-și dezvoltă partea intuitivă, da? Așa că intuiția, pe de altă parte, are o situație logică, rațională și trăibilă. Ea este o șoaptă care vine și care se ocupă de exact această lume care se mișcă de jur împrejurul nostru. Ralph Emerson spunea că intuiția este glasul nostru interior pe care o ar trebui să o ascultăm cu încredere, dar ce înseamnă cu încredere? Ei bine, o să dezvoltăm în aceste evenimente care o să le facem în următoarele zile. Intuiția, având o parte logică și o parte trăibilă, ea este resimțită sau este Primită, recunoscută și după aia dezvoltată în acțiune, în partea superioară. Este ca și cum, dacă tu acum îți deschizi ochii, îți închizi ochii, pardon, cum face această doamnă pe malul mării, o să simți mai multe lucruri, dar nu e cazul să o faci. Acum, nu despre asta facem, nu facem nimic meditativ, ci doar să îți dai voie ca din când în când simțurile. Să pulseze în acest uh, eter cosmic care ne înconjoară pe fiecare, mai mult către tine. Și atunci, dacă tu dai voie acestor lucruri, se întâmplă ca o dimensiune superioară să apară. Exact cum în această poză se închid niște simțuri care sunt obișnuite și se deschide un nou simț care începe să lucreze și să strălucească înăuntrul ființei umane. Ei bine, despre asta o să vorbim în aceste zile de luni, pentru următoarele zile de luni și e, pentru cine dorește poate să participe la următoarele evenimente. Ei bine, primul e, eveniment o să fie, hai să văd dacă pot să vi-l dau aici, așa, o să fie în acest link alexandrupleșa.ro webinar și aici o să dezvoltăm un webinar gratuit pentru oricine își dorește să intre. Mă scuzați, nu ăsta este linkul, vi l-am dat greșit, acesta este, este conferință, de fapt, cum îl știați și din trecut, da? Deci pe al doilea link, pe cel de conferință, puteți să vedeți aceste două acest webinar gratuit, care va ține 60 de minute, și vă puteți înscrie gratuit, primiți linkul în e-mail, și aici o să intrăm mult, mult mai adânc în ceea ce înseamnă viața noastră interioară. Ei bine, în acest link o să găsiți și ceea ce se va întâmpla în webinar, și așa mai departe fiecare dintre oamenii care doresc să își asculte lumea interioară, ei bine, acest studiu pe care o să-l prezint și în webinar al intuiției și al percepției umane o să aibă un impact masiv asupra deciziilor noastre. Mulți dintre noi și eu avem uneori dileme că nu știm încotro să o la stânga sau la dreapta? Să mâncăm aia că știm că e bună sau să mâncăm cealaltă că ne place gustul? Să sunăm pe acel om, să nu îl sunăm că posibil să-l deranjăm. Și tot timpul această dilemă care le punem aceste decizii în balanță vine și de cele mai multe ori este îngrijorătoare dacă se întâmplă des, pentru că scade flow-ul de energie și nu mai avem șansa să ne facem bine. Cum de exemplu acest copil își folosește mintea logică și în mod intuitiv face cubul după simțurile pe care și le dezvoltă. Asta fac copiii când sunt uh, bureți de uh, informații. Intuitiv își dezvoltă o capacitate extraordinară până când se spune în uh, ceea ce înseamnă educație parentală în zilele noastre că părinții știu ei mai bine și părinții vin cu o sumedenie de învățături și de decizii, pe care uh, îl fac pe copil să oprească din acest lucru intuitiv a lui de a își trăi viața și își pierde facultățile sale interioare. Și asta uh, dacă ne uităm și la un copil, dar și la uh, animale care sunt în natură acționează pur intuitiv, nu acționează instinctiv. Deci instinctul se ocupă de partea fiziologică, de partea în care este grăbită și vrea să obțină un interes și se ocupă de tot ceea ce ține de necesitățile de a supraviețui. Asta face instinctul. Trebuie să am bani, trebuie să am o relație, trebuie să am mașină, casă și valoare socială. Ei bine, intuiția nu cere lucrurile astea. Intuiția nu se ocupă de valorile exterioare. Nu se ocupă de mediul exterior. Intuiția se ocupă strict de mediul interior și de facultatea de a lua decizii sufletești. Cine se ocupă de partea instinctuală a decizii materiale sau mondane, iar cine se ocupă de partea Intuitivă ia decizii spirituale. Acum, pe de cealaltă parte, percepția care am spus că ea are de-a face cu puterea sau capacitatea sau un om care este capabil să primească trăirile, gândurile, acțiunile și manifestările celorlalți din jur înăuntru meu. E ca și cum sunt la un teatru și pot să primesc ce se întâmplă de jur împrejurul meu la 360 de grade. Și în față, și pe scenă, și la spectatori, și la cei din spate, și la camele care filmează teatru. Și această percepție cumva o resimt înăuntru în mod constant. A întrebat cineva mai devreme intuiția și percepția din același loc, dacă visele nopții, Uh, nu înțeleg întrebarea, dacă o, o vrei să o um, rescrii, n-ar prinde mai bine. Visele nopții au cu totul și cu totul alt limbaj și nu se ocupă nici de percepție, nici de intuiție. Este o altă dimensiune care unii o primesc într-un fel, alții în alt fel, în funcție de rezidurile, de gunoaiele, de toxinele pe care oamenii și le-au asumat, le-au trăit și le-au asimilat, cât și de dorințele, asocierile și facultăților mentale interioare pe care și le-au plănuit mental. Și între acestea două, deci între gunoaie mentale sau iluzii și planuri mentale, se creează o asociere și din acestea încep în anumite momente să se creeze interlegături fiziologice, bănuiesc eu, care apar sub formă de vise și alea ne duc către o altă dimensiune. Angelica Elisabeta, bună seara! Spuneam că percepția de a putea să primim aceste lucruri poate să fie, poate să aibă o relevanță foarte mare cam în orice domeniu ne aflăm. Dacă un om este perceptiv, atunci poate să știe ce relații să aibă, ce decizii să ia cu ceva mai înalt, cum își poate Pos, verifica posibilitatea, posibilitatea lui să fie mai mult și mai mult și mai mult perceptiv și poate să creeze sincere și noi legături cu ființele umane. Un om care are percepție deschise recunoaște sau desconspiră mincinoșii sau dacă oamenii din jur au interes. Oameni care au percepție și intuiție pot să demaște oamenii falși de oamenii adevărați. Oamenii care uh, își dezvoltă această percepție au acces la modul în care o pot permanentiza sau hrăni pentru permanentizare. Ei bine, oamenii care vor să dezvoltă aceste două lucruri practic pot să dau, pot să dea startul unei lumi interioare care să lucreze prin tine în mod constant. Așa că uh, dacă încă nu v-ați nu ați intrat bine în schemă, Prima, primul exercițiu pe care îl las pentru fiecare dintre voi din această seară de aici este unul care se ocupă strict de aceste lucruri. Știu că nu vă place, știu că nu e ok, dar toți dintre noi avem aceste device-uri care cu timpul opresc ca mintea noastră, creierul nostru să nu mai aibă intuiția și percepția deschisă. Asta fac telefoanele mobile de astăzi. De mii de ani oamenii au avut distrageri. Și astăzi aceste device-uri, într una, sunt mijlocul de separare dintre lumea noastră superioară și eterul și undele cosmice și frecvențele vibraționale ale lumii cosmice care circulă de jur împrejurul nostru în mod constant, aceste device-uri ne fură din acea dimensiune și ne bagă într-o lume care se numește digitalizare pe care și noi acum o facem ca să ne cunoaștem și ca să ne ajutăm și aceste tot felul de electronice am pe aici care le folosesc pentru că am nevoie și eu de ele, dar, cu timpul, astea creează o obișnuință prin care oamenii care sunt, mai ales, care sunt notificați, pierd contactul cu intuiția și percepția lor, care ar trebui să-i ducă la o decizie importantă, la o decizie complexă sau la a-și gestiona situațiile dinăuntru cât și din afară, și astfel un om care se orientează bine în situații conflictuale sau complexe este un om care va fi mai bogat, mai apreciat, mai valoros, mai încadrat într-o uh, lume superioară. Ei bine, dacă oamenii care încă au notificări, eu acum cred că am 3, poate 4 ani de zile, îmi aduc aminte, deci în 2019 am văzut un uh, documentar despre niște tipi care au fost la, um, au lucrat pentru Google și pentru um, Facebook și pentru niște, niște companii de social media și la Instagram și ăștia au demascat, după ce au încheiat contractele cu aceste companii, modul op, modus operandi, modul de operaționare al tot, tuturor acestor companii care se ocupă de digitalizarea omului și după ce am văzut acel documentar, instant, chiar în acea seară, pentru că am foarte târziu, am intrat pe telefon și am oprit toate notificările. De asta mie dacă înscrii, de exemplu, eu nu ținuți apare că s-a trimis mesajul, pentru că doar eu aleg când să deschid mesajul pe care îl primesc. Și astfel îmi acord timp ca din când în când, la un interval de să mi verific telefonul. Doar atunci când dau notificarea, când au se deschid o aplicație, mi apar notificările instant care se încarcă pentru că am deschis acea aplicație. Și asta m-a ajutat enorm să îmi, um, autentific intuiția să se dezvolte, să crească, să o originalizez în mine. Întreabă Claudia cum putem testa veridicitatea intuiției. Mulțumesc foarte mult, foarte bună întrebarea, Claudia. Există aici un lucru care um, îl am de adăugat și mulțumesc lui Claudia pentru um, intuiția ei de a pune întrebarea asta. Există uneori șoapte interne care survolează mintea care pentru mintea neantrenată necivilizată apar sub forme de le am spune noi, dar nu sunt. Acelea sunt niște frici care s-au perpetuat și altele sunt formele intuitive de așezare înăuntru nostru. Unele vin cu o direcție, iar părțile dilematice de, de, de frică și de intrigare interioară vin dintr-un dintr trecut al nostru care nu am rezolvat niște lucruri, am rămas cu niște frici, cu niște traume, cu niște drame, cu niște lucruri nespuse, cu niște minciuni și așa mai departe, toate s-au strâns și alea uh, digeră, e cel mai bun cuvânt care îl găsesc, și determină fluctuații mentale care apar uh, la noi în creier și atunci omul își pierde uh, această trăire meditativă, interioară, oricât de activ este el în societate și o pierde și nu își mai dezvoltă această parte spirituală, acest ochi sacru interior de care toate cărțile sacre vorbesc și din nefericire rămâne doar un sclav al fricilor sale. Ei bine, cum testăm veridicitatea intuiției printr-o singură întrebare? La ce mă ajută acum? Când intuiția apare, și când frica apare, îmi pun întrebarea la ce mă ajută acum. Această, acest gând sau această trăire. Care este folosul și rostul ei? Dacă o ființă umană își pune această întrebare, are automat șansa să își dezvolte și să-și verifice partea intuitivă. Dacă nu o face, din nefericire nu o să ajungă bine. Care este glanda care este responsabilă de intuiție? Uh, intuiția nu este un mijloc fizic. Ea apare în formă fizică și apare, cum am spus la începutul, uh, deci dă de puțin înapoi cum apare acum 20 de minute am spus, uh, apare sub formă, de, sub formă gând sau o formă trăibilă. Dar nu o glandă se ocupă de ea. Am putea să um, Aducem acest element, cum am spus mai devreme, că acest ochi spiritual intern, practic, începe să fuzioneze cu această um, parte interioară, și atunci mintea este mai capabilă să primească aceste raze și să le uh, pună în manifestare uh, după. Dar acest lucru nu se întâmplă la toată lumea, și de obicei nu aș încărca partea fizică. Cu uh, intuiția și percepția, ci ceea ce pot spune acum este că intuitiv și perceptiv fiecare individ are de verificat la ce îmi folosește acum acest gând, de ce să-l am, cu ce mă ajută, cum îl pun în folosință. Și cu timpul, prin această auto-întrebare, partea lui intuitivă se va forma și această uh, mișcare de. Um, simțuri interioară se va dezvolta mai mult. Voi auzi, voi gusta, voi pipăi, voi vedea și voi atinge mult, mult mai intuitiv și mai perceptiv. Astfel îmi dau voie ca simțurile să mă hrănească și prin ele și prin ele să se manifeste o nouă lume pentru că noi de obicei, dau un exemplu care îl puteți verifica și voi acum, foarte mulți dintre voi stați jos, da? stați cu fundul jos, dar nu suntem conștienți de faptul că o facem. Poate unii țin telefonul în mână, dar nu știm că mâna atinge telefonul. Noi privim această lume tehnologică, dar nu știm exact că o facem acum. Ei bine, pentru că nu avem constant sau permanent această mișcare a conștienței faptului că fac un lucru, deci eu acum am mișc mâinile și știu că fac asta, cu timpul, dacă îmi observ atenția pe care o am la un lucru pe care îl fac, atunci, în mod intuitiv, mă leg de intuiție. Pentru că apare un mod natural de a mă comporta. Dacă nu fac asta, cum cei mai mulți dintre oameni uită aceste lucruri, intuiția circulă mai greu sau aproape deloc. Spune răzvan că dacă intuiția se manifestă prin clar vedere, clar audiție și clar tactilitate, da, da, este o, o ramură eterică care e nu studiată de știința contemporană și pe care lumea ter, terapeutică de astăzi o. o, o Trimite la baie și nu aprobă. Dar cine are aceste, aceste capacități, cum de exemplu un om orb, poate simți într-un perimetru mai mare pe cine are în jur. Și astfel, practic, acea, acea intuiție interioară a lui să știe pe unde să deplaseze îi spune, îi indică, îl ghidează, îl coordonează către direcția pe care o vrea. Ei bine, noi nu suntem încă în ipostaza asta, adică trebuie să avem un grad de sinceritate destul de puternică și să mergem la ceea ce putem să verificăm clar. Nu o să mergem în direcția în care, da, am pus una pe telefon, a, și tu mă sunai și eu vreau să sun acum, alea sunt rare. Alea sunt semne clare ale unei dimensiuni pe care o accesăm împreună, am pus radio pe aceeași frecvență, radio a cântat aceeași muzică, suntem tuned sau alineat la aceeași frecvență, da, suntem aliniați, perfect, dar asta se întâmplă rar. Vrem lucruri practice pe care o să le uh, punem uh, și în acest uh, link pe care vi-l las acum aici. Și vreau să vă spun uh, de el acest lucru, deci pentru cine vrea uh, pe 19-16 octombrie se poate înscrie inclusiv de astăzi aici pentru că dacă vă înscrieți aveți șansa să practicăm pentru că o să fie două sesiuni a câte 90 de minute de la 21, deci două luni, 9-16 octombrie vă puteți rezerva locurile aici. Și putem să dezvoltăm aceste datorii interioare forțelor Superman pentru cine dorește. Este 97 de lei accesul pentru ambele sesiuni, și percepția noastră va fi dezvoltată prin aceste lucruri: pe care le citiți acum pe ecran. Fiecare individ își dorește uh, să desconspire minciunea, să demaște oamenii falsi să acceseze modul și să-l permanenteze în care se primește intuiția și percepția, să aibă conexiune autentice și profunde și să aibă sincere și noi legături cu oamenii și interiorul lor. Și de asta apeși pe mă scriu la masterclass și vei, te vei înscrie acolo. Ei bine, aceste lucruri o să fie pe 9 16 octombrie 2023 și vor fi două sesiuni costă 97 de lei practicile pe care le avem de făcut din mai multe tradiții pe care o să le punem în această direcție. Acum, pentru că vreau să ne apropiem de închiderea acestei emisiuni în seara asta, vreau să mai spun câteva lucruri simple. Am spus că primul exercițiu pentru lucruri intern este ceea ce înseamnă oprirea notificărilor la acest device, pentru că cine o face, practic stă conectat cu o lume de-a lui superioară pe care o are, dar trebuie să aibă acces la ea, trebuie să se lase controlat și ghidat de către intuiția sa. Ei bine, dacă mergem în Orientul îndepărtat, de exemplu în India, când am stat în ashram acum mulți, mulți ani de zile, aveam un șarpe în cameră. Peste câteva seri, am avut niște șopârle, niște nu știu dacă erau, nu, nu igoane, dar niște șopârle uriașe care nu le puteam prinde. Nimeni de acolo nu venea în cameră să facă chestia asta pentru că era un așram destul de uh, neimplicat, să spun așa. După aceea aveam gândați, ne neamari, și tot timpul aveam așa, o, o stăteam ca pe băț că nu știam cum să mă odihnesc și nu știam care să fie mijlocul în care trebuia să-mi fac cursurile dimineața, după, după aia seara aveam de citit să învăț foarte mult lucruri și seara să mă odihnesc și nu aveam cum pentru că știam că survolează și în camera mea și în camera vecine aceste insecte și ligioane ale naturii care fiind în mijlocul naturii le aveai, vrei, nu vrei și trebuia să mă gândesc ce am de făcut. Ei bine, în mod intuitiv am ales să mă liniștesc, să mă relaxez până la acel punct unde nu mai aveam în niciun fel uh, gânduri triviale, gânduri mondane, gânduri rele, gânduri de invidie, gânduri de judecată. Practic eram într-o relație cu natura mult mai puternică și de asta cu timpul am stat acolo ca trei săptămâni, nicio o ligioană din toate lucrurile astea nu s-a atins de mine și nici măcar, le-am văzut pe toate, erau prin cameră, dar nu se atingeau, nu veneau, nu mușcau, nu se urcau pe corp, nu făceau nimic. Pentru că efectiv am ales să stau într-o stare interioară intuitiv meditativă și să fiu atent la ceea ce am de făcut fără să emit raze de aici sau de aici de teamă, de frică, vai ce o să fac. Pentru că erau foarte mulți colegi din celelalte camere care efectiv zbierau și urlau ca nimeni altcineva. Când erau câțiva șerpi care se apăruse în acele camere și toți, când îi le, când le vedeau, ieșeau pe holuri și urlau. Și puteai să-ți dai seama din ce cameră a ieșit. Ei bine, exact cum spune acum Răzvan că armonia cu natura din proximitatea mea m-a ajutat să nu am probleme cum a fost și în multe alte cazuri când am fost în natură, ei bine, sunt mii de povești în tot Orientul îndepărtat în care au fost găsiți tigri lângă un călugăr sau o care era în meditație. Nu se atingea. Tigrul stătea ca o felină în aceeași poziție, fără mânuțe, dar cu lăbuțele în față, liniștit. Și călugărul lângă, în stare meditativă, cu ochii semi-închiși, fiind vigilant, dar fiind și atent la lumea lui interioară nici unul, nici altul nu se deranjau. Ei bine, dacă iarăși dăm pagina istoriei un pic și mai de mult, înainte erau uh, în India, uh, am văzut și în Maroc și în Egipt. Umblau fakir sau yoghini de o uh, anume particularitate cu cobra după ei, cu șarpele cobra și umblau, se puneau în piețe ca să își facă numărul ca un fel de circ și cobra stătea și uneori dansa sau avea o muzicuță o, o chitară și dădea la mandolină. Și cobra începea să miște. În alte cazuri, efectiv stătea cobra așa cum stăia cu fața, și călugărul ioghinului uh, intra în meditație. Nimeni nu se deranja unul pe altul, oamenii nu se apropiau, dar era o relație între om și natură sau între om și animal excelentă. Ei bine, cum se poate face asta astăzi când noi vedem de exemplu un păianjen în colțul camerei și deja frica explodează înăuntru. Nu vă spun câte miliarde de neuroni și de celule mor când frica, când frica începe să se manifestă într-o ființă umană. Este cea mai îmbolnăvicioasă atitudine a omului pentru că ea se întâmplă constant și generează în mod constant frică, 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 celule moarte, celule moarte, celule moarte. Este ok să avem teamă, da, dacă vine mistrețul și trebuie să ne ridicăm în copac, că la mai puternic se urcă, la mai puțin puternic nu se urcă. De asta noi suntem astăzi, în 2023, pe 25 septembrie, la două zile după echinocțiu, suntem cu toții rezultatul, și eu și tu, să fim deschiși, a celor mai adaptați, iscusiți, și înțelepți și inteligenți oameni care au fost în trecut. Pentru că ei care nu erau adaptați, îi mânca ursul în grotă, nu știau să facă foc, nu știau să treacă o apă, nu puteau să descurce, să-și facă uh, o gradă proprie și n-aveau șansa să ducă generațiile mai departe pentru că erau primii măcelăriți de către natură. Natura nu se joacă. Ea își urmează ciclu și nu ține cont de ceea ce un om vrea să facă. Ei bine, cei care au fost cei mai adaptați ne-au creat pe noi și tu și eu suntem și astfel avem în mod organic, fiziologic, partea de adaptare incorporată înăuntru nostru. Și atunci, dacă vrem să o punem la folosință, e nevoie ca intuiția și percepția să se deschidă. Astfel, în ultim lucru, notificări la telefon, astea sunt instrumentul și așa ca exercițiu îl puteți verifica, opriți notificări la telefon, lăsați o săptămână, și ne putem să ne vedem în, în webinar aici și să reușim să ne ducem practica mai departe. O să fie un webinar gratuit pe care vi l-am mărturisit mai devreme și oamenii care vor să-și deschidă o lume a vigilenței interioare și vor să intre în această stare de um, intuiție puternică, atunci au nevoie să își deschidă puterile lor interioare. Deci nu ne referim doar la partea fiziologică care are nevoie să fie sănătoasă, ne referim la partea intuitivă și perceptivă prin care eu dau voie, mijlocesc, primesc și adun razele astea eterice înăuntru meu ca să pot să iau decizii importante, complexe, să-mi gestionez viața cum îmi doresc eu și să las aceste semne și simboluri care vin să mă conducă. Noi toată ziua primim semne. De câte ori ne lăsăm conduși de ele? De la. Îți trece cineva prin față, un animal, un om îți spune ceva la telefon, atât de multe semne, vezi o reclamă, vezi un semn, vezi un număr de la mașină, sunt sute de mii de semne peste zi. Toate pentru că tu le vezi. Tu ai atenția și binocul ăsta fuf, focalizat și îl vezi. Și ce se întâmplă atunci este că natura îți vorbește prin atenția ta. Și tu ai pupile așa dilatate și ai văzut timp de două secunde ceva și te întrebi la ce îmi folosește asta. Dacă pui întrebarea asta îți salvezi fundul. Dacă nu pui întrebarea asta te uiți, treci pe acolo ca vodă prin lobodă și nu te alegi cu nimic. Așa că tot ceea ce se desfășoară de jur împrejurul tău este un mijloc de comunicare spre sau pentru binele tău. Dacă nu faci lucrul ăsta, atunci vai de tine. Da? Deci fiecare dintre ființele umane sănătoase la cap au nevoie de a-și încuraja acest mod interior de viață și aș deschide lumea lor interioară. Ei bine, spune Liliana că doar în starea de prezență putem repera aceste semne. Da, dar prezența pentru noi este doar un concept care ne place să ne dăm mar cu el și să-l folosim ca să spunem, da domnule, fii și tu prezent acum când vorbesc cu tine. A, dar eu sunt prezent acum când lucrez, când meditez, când înot. A, ah, și după aia 99,9% din, din zi cum ești? A, ah, păi mai sunt prezent. Dar când? Cum? Ce rezultate ai avut tu în urma prezenței tale? Că atunci, da, poți să spui, domnule, mi-au vorbit semnele. Ok, asta e drumul meu în viață. Și atunci ne întindem mâna, hai noroc să trăiești, hai să facem treabă împreună. Deci, în concluzie, fiecare ființă umană care vrea să-și dezvolte are acum acces la două mijloace. Le mai pun în o aici. Deci, fiecare dintre oamenii care vor să vină își pot pe 2 octombrie un webinar gratuit, intuiția și percepția acolo deschidem și ulterior vom dezvolta mai multe exerciții acolo și de asemenea celălalt masterclass care o să fie pe 19-16 octombrie îl puteți, le puteți pe amândouă găsi aici iar cine vrea să se înscrie se poate înscrie cu succes încă de astăzi. O să primiți pe mail link linkurile de logare și o să ne vedem cu toții acolo. Așa că pentru această seară am vorbit despre aceste lucruri omul care își dezvoltă partea intuitivă și perceptivă va putea, cum spune și Mario, să-l slujească și să-l ajute și să contribuie și la munca creatorului pentru că și el a contribuit la noastră și să stăm într-un echilibru mai mare unde aceste două ramuri ale lui Superman sau Superwoman sau Superfemeia sau Superbărbatul și poate conduce viața ca deciziile să fie unele mai sănătoase, ca să gestioneze mai bine situațiile grele de viață și să poată să meargă cu aceste două daruri neprețuite în călătoria noastră prin viață pentru a avea o perspectivă de contribuție la acest univers în care trăim. Dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult și o să răspund lui Marina mai mult în comentarii. Dacă mai aveți întrebări le puteți scrie în comentariile de mai jos și pentru oamenii care încă nu sunt uh, membri, vă puteți face pentru că aceste live-uri sunt publice câteva zile aici pe site. Așadar, prieteni dragi, ne vedem luna viitoare în webinar la ora 21. Complet gratuit pentru cei care vor, linkurile le aveți aici. Mulțumesc prieteni, la revedere!